Astăzi, în Biserica Ortodoxă, pomenim pe Sfântul Ierarh Leon, episcopul Romei, și pe Sfântul Ierarh Agapit, episcopul Sinaului. Sfântul Ierarh Leon, episcopul Romei, este unul dintre sfinții apuseni ai secolului al V-lea, pe care îi întâlnim în calendarul ortodox. El a avut un rol hotărător în condamnarea monofizismului lui Eutihie la sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon din anul 451. Moștenirea sa literară și teologică cuprinde 96 de rugăciuni și 143 de scrisori, dintre care cea mai cunoscută este Epistola către Flavian. Papa Leon I s-a născut la începutul secolului al V-lea în regiunea Toscania din Italia. Familia sa creștină i-a oferit o educație deosebită, putând urma o carieră lumească strălucitoare. El însă a ales viața duhovnicească. În timpul papei Sixtus al III-lea, a slujit Biserica Romei ca arhidiacon. În septembrie 440, după trecerea la Domnul a Papei, Leon a fost ales noul episcop al Cetății Eterne. Biserica acelor vremuri era greu încercată din cauza învățăturilor eretice. Sfântul Leon a îmbinat blândețea pastorală cu fermitatea în apărarea dreptei credințe. El a combătut erezia monofizită a lui Eutihie și Dioscor, precum și nestorianismul. Papa Leon cel Mare a corespondat cu împărații Teodosie al II-lea și Marcian pentru a pune capăt frământărilor din biserică. Astfel, în urma solicitării sale, împăratul Marcian a convocat la Calcedon cel de-al IV-lea sinod ecumenic. Cei 630 de episcopi participanți la sinod au ascultat scrisoarea Sfântului Leon către Sfântul Flavian, patriarhul Constantinopolului. Această epistolă adresată patriarhului Flavian, înainte de moartea sa, cuprindea învățătura despre cele două firi, divină și umană, ale Mântuitorului Hristos. Toți episcopii au recunoscut ortodoxia mărturisirii papei Leon I. Prin urmare, ereticii Eutihie și Dioscor al Alexandriei au fost excomunicați. Sfântul Leon și-a dovedit curajul și în fața barbarilor. Astfel, în anul 452, el l-a întâmpinat pe crudul Attila, conducătorul hunilor, și l-a convins să nu atace Italia. De asemenea, în anul 455, când vandalii conduși de Genseric au jefuit sistematic Roma, Papa Leon a obținut desfășurarea jafului fără omoruri și incendieri. Sfântul Leon cel Mare și-a cunoscut clipa morții de dinainte și s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice, postind și rugându-se timp de 40 de zile. Și-a dăruit sufletul în mâinile lui Dumnezeu în anul 461 și a fost înmormântat la Roma. Astăzi, în Biserica Ortodoxă mai sunt pomeniți sfinții mucenici Leon, Parigoriu și Piuliu.